Salutare la toți, sunteți canalul Viața la Țară. Astăzi facem un nou vlog. Am ieșit un pic afară, sunt singur acasă. Astăzi vorbim mai repede. Așa, tata e la lucru, mama e la ceria și Ana e la grădină. Dacă aici rățuștri pui și rața mare, stau afară. La noi ieri o plouat. Noaptea, adică nu ieri, dar noaptea așa. Așa au turnat, au fulgerat, eu dormeam întors. Dar la noi au fulgerat, s-au luminat în casă. Nici mama ne-a zis de dimineață. De eu nu știu, eu dormeam întors. Așa că v-am mai spus o istorie. Ieri eu am stat cu mama. Mama a prășit fasole, dar eu acolo bostane. După maline. Și Sara, în locul tata. În locul tata, da. Și Sara îi spun lui tata: dă-ne un cruc, dă-ne un cruc. Altă dată. Și el trebuie să duc niște oameni să vândă vaci, să vândă un buhai și țâcnul și să vândă. Și s-a dus până vine oameni și ea s-a dus cu mama la zi, spre șască. Și eu îi spun, tata și motocicl la Oleș și noi ei, nu dai în o gradă. O, dar eu ne-aș lua cu mine și îi spun, de să duc eu, de să duc eu. Și până la zi a mers eu la rol. Singur el. Motocicl. Și apoi eram Sara. Și m-am mai suit-o, dar la lui. Și m-am uit, nu m-a porni. Și mai cam mers, am mai intea. Ei, când merge, când nu. Altă dată. Așa merg. Tu știi. Pentru astăzi vom încheia vlogul, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, puneți multe like-uri, vă abonați canal Telegram, YouTube și pe ecran. Pa, pa!